Sute de tineri din Austria au participat astăzi într-un campus școlar din sectorul 7 al Vienei la cea de-a 10-a întâlnire pan-ortodoxă. Evenimentul a început ca de fiecare dată cu Sfânta Liturghie. Slujba a fost oficiată în limba germană de înalt preasfințitul părinte Arsenie, mitropolitul grec al Austriei. Din sobor au făcut parte și preoți și diaconi de la bisericile ortodoxe surori. În a doua parte a zilei, tinerii au participat la diverse ateliere și seminarii, având ca temă principală iubirea aproapelui. Nu au lipsit programele sportive, muzica tradițională românească și grecească. Și anul acesta, organizatorii evenimentului au fost părintele Emanuel Nuțu, din Biserica Ortodoxă Română, și părintele Athanasius Buc, din Biserica Ortodoxă Greacă. Ne-am bucurat de o zi frumoasă și de faptul că tinerii au răspuns aceste invitații, i-au participat la Sfânta Liturghie, foarte mulți dintre tinerii astăzi s-au împărtășit și apoi au luat masa de prânz împreună, urmând să aprofundeze tema principală a acestei întâlniri, iubirea față de aproapele și să înțeleagă mai cu seamă cine este aproapele nostru. Astăzi s-au organizat mai multe workshop-uri în care s-a dezbătut această temă din diferite perspective, iar în curtea școlii care ne-a găzduit și de această dată, întâlnirea noastră panortodoxă, un campus școlar catolic, aici în curte s-au organizat workshop-uri de creativitate și de pictură pe sticlă, copiii bucurându-se de această șansă de a-și face o ipană și a-o lua acasă ca și amintire a prezențelor la această a 10-a întâlnire panortodoxă. Ne bucurăm de această zi, de faptul că suntem împreună, de faptul că putem comunica deschis unii cu alții și avem nădejde că prin credința lor, prin prezența lor, prin trăirea lor, tinerii aceștia sunt o bază și o perspectivă frumoasă a ortodoxiei trăită aici în Austria. Ich danke Gott. Mulțumim lui Dumnezeu și lăudăm numele Lui că avem această posibilitate să ne revedem și să sărbătorim împreună cea de-a 10-a întâlnire de tineret pan-ortodoxă. A fost o inițiativă a bisericii și este extraordinar că tineri din diferite parohii, cu origini diferite și din diferite țări, se pot întâlni, se pot cunoaște, pot învăța și se pot ajuta unii pe alții. Această întâlnire este ceva deosebit și cu toții ar trebui să o susținem. Mă bucură faptul că această întâlnire s-a dezvoltat în timp și că a fost primită cu bucurie de către tinerii care așteaptă ca aceasta să aibă loc, pentru că aici s-au născut multe prietenii. Acest lucru mă bucură. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru această șansă și îi mulțumesc Patriarhului Bartolomeu, care ne-a sprijinit. Mulțumesc și Conferinței Episcopilor din Austria, care au binecuvântat acest eveniment și au participat la organizarea lui. Prima întâlnire panortodoxă a tinerilor din Austria a avut loc în anul 2012.